Salutări, prieteni, 4-0, spulberă Rapidul, FCSB-ul și pur și simplu detonează această bombă a finalului de sezon regulat, totodată deschizând lupta la titlu, pentru că din momentul de față trebuie toată lumea se întrebe dacă FCSB mai este favorită la campionat. O să vedem clasamentul, o să-l comentăm, însă trebuie în principal să comentăm ceea ce am văzut în această seară, o diferență colosală între cele două echipe, iar per total după sezon regulat, Rapid închide cu un set 6-1 dubla cu FCSB-ul. 2-1 în tur și 4-0 acum. Se întreba lumea ce se va întâmpla dacă Rapidul pleacă de pe Giulești și ajunge pe Arena Națională împotriva FCSB-ului. Face și bani, câștigă și meciul de fotbal. Basara Panduru, salut, Ovidiu Herea, salut, mă bucur că suntem împreună. V-ați fi gândit vreodată la un asemenea scor și la o asemenea diferență? Până la urmă a fost cum o diferență de la cer la pământ, cel puțin în repriza a doua. Eu nu mă gândeam niciodată. Nu te gândeai? Nu. Ovidiu. Diferența asta nu. 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 Cum nu cred că se gândea nimeni la diferența asta de scor. Cum s-a ajuns aici? Cum s-a ajuns ca Rapidul să umilească, să calce în picioare, pur și simplu că asta s-a întâmplat, să calce în picioare FCSB-ul? Păi a fost mai bună din primul, după părerea mea, până în ultimul minut. Din primul până în ultimul? Din primul până... N-a fost nici măcar un moment așa de 10 minute, de 15, de 20, în care să zici că FCSB-ul a controlat. Niciodată. Dacă putea să mai dea goluri cineva, aia era Rapidul, că a avut ocazii mult mai clare. FCSB-ul a avut un șut al lui Olaru în prima repriză, care să zici că cât de cât, dar nicio problemă. Și al doilea, pentru că șutul din minutul 80 și cât era 8, Coman și-o pune pe dreptul și este în careu, este într-o poziție bună lui, dă colțul la lung, dar scoate mingea Ioanii. Deci în rest, Rapidul trebuia să mai marcheze goluri, iar scorul putea să fie și mai mare. Ovidiu, mai discutăm despre FCSB ca favorită la campionat. Deși intră, va intra și o să vedem clasamentul. Da. Eu cred că tu zici că da. Eu zic că da. De ce? Pentru că nu mi se par puține 5 puncte. Dar hai să vedem clasamentul după finalul sezonului, da? Clasamentul jumătățit. Așa se va intra. Echipele cu asterisc au rotunjire. Da? Au terminat cu impar, cu număr impar de puncte sezonul regulat. Și avem 32 de puncte la 28, la 27, să spunem că astea ar fi cele trei echipe implicate în lupta pentru titlu, cu mențiunea că la egalitate de puncte, primul criteriu este cel al punctelor adunate în sezonul regulat. Adică Rapidul ar trebui să pună 5 puncte în play-off față de FCSB. Exact. Dar rămâne întrebarea, mai este FCSB favorită la cum ai văzut-o în seara asta, Ovidiu? La cum au arătat în seara asta? Da. Nu, dacă ne puneam problema înainte de meci că s-ar putea să se termine acest campionat în seara asta cu victoria FCSB-ului, acum ne gândim dacă FCSB-ul mai este favorită la ce a arătat în seara asta. Dacă ne uităm pe clasament, într-adevăr, 4-5 puncte sunt e un avans considerabil din punctul meu de vedere, dar se joacă acest campionat. Se joacă, se poate întâmpla orice, la cum... Exact cum ai zis, la cum arăta FCSB-ul în seara asta, îi văd în lupta pentru titlu și pe CFR și pe... Hai să-l ascultăm pe Olaru, primul intervievat. Pierdem, nu știm nici să pierdem, adică dacă pierdeam 1-2-0, dar diferența a fost foarte mare și asta ne doare, dar n-avem timp să ne plângem, trebuie să ne ridicăm. Începe un nou campionat, din fericire pentru noi am pierdut doar un punct jumate în această seară. De acum începem treaba și jucăm pe 3 puncte. Sigur că e la cald acum, dar care ar fi explicațiile voastre? Adică terenul pe care jucați, de obicei, multe premise. Da, nu știu, au fost mai buni din toate punctele de vedere și au meritat victoria. Cu ce crezi tu că a surprins Rapidul în această seară? V-a surprins cu ceva? A părut așa că nu merge absolut nimic? Nu știu, cred că problema a fost la noi. Nu am fost montați, nu am arătat agresivitate, nu am arătat nimic, am arătat foarte rău. Fără agresivitate în derby, se poate? Pare că s-a putut în această seară. Pe tine te-am văzut încercând să dai tonul la un moment dat, mai ales în prima repriză. Eu știu, toate declarațiile acestea super încrezătoare, v-au făcut și pe voi să credeți că sunteți deja campioni? Nu ne-am gândit la asta, știam că că sunt multe etape în continuare și vor fi meciuri și era clar că în play-off se va juca campionatul.
Este o înfrângere care lasă urme? E genul acela de înfrângere care lasă urme? Din acest punct de vedere, bine că a venit acum. Cum am spus, am pierdut un punct jumate, bine că a venit acum și trebuie să ne trezim, să arătăm o altă față, fața dinainte de acest meci. Inutil să te întreb, campionatul se joacă, nu? Și după acest rezultat. Clar, după... și dacă câștigam și dacă era egal, tot se juca în continuare. Vă temeți și de o reacție așa ciudată a patronului, pentru că știm că e destul de critic atunci când nu merg lucrurile la echipă. Are tot dreptul să o facă după acest meci. Cum am spus, problema în această seară a fost la noi și trebuie să ne schimbăm cu toții. Spuneai tu de lipsa de atitudine, de lipsa de agresivitate, nici măcar tribuna nu a putut să vă împingă, să vă dea acea motivație? Da, din păcate, în prima repriză am luat acel gol din fază fixă, cred că acel gol a făcut diferența, pentru că am avut și noi niște situații, am avut și noi câteva faze fixe pe care le-am bătut bine, dar asta a fost, nu ne-a intrat, le-a intrat lor aproape fiecare ocazie și... De aici și diferența aceasta mare de scos. Ți-a fost și voi o galerie foarte numeroasă, chiar a fost atmosferă de derby. Te-ai simțit ca într-un... Da, din păcate n-am putut să facem mai mult. Ei au fost lângă noi și sunt în continuare și știm că pe viitor o să-i facem mândri. Mulțumim. Da, l-am auzit pe Olaru spunând că au pierdut un punct și jumătate în seara asta. Păi nu e diferența corect. Ai dreptate. Nu e corect un punct jumate. Pentru că în momentul ăsta diferența este de 4 puncte. Da. Dacă ar fi câștigat în seara asta, nu era de 5 jumate. Da. Da? E de 8 puncte. Da. Deci tu în seara asta ai pierdut o căruță de puncte. Da. Nu un punct jumate. Da. Deci tu intrai cu 8 puncte. Aveai șansa să intri cu 8 puncte, 6 puncte sau 4 puncte, da? Ai intrat cu 4 puncte, tu puteai să intri cu 8 puncte, iar 8 puncte deci, de fapt însemnau 9 puncte de recuperat față de Rapid, da, față de CFR Cluj. Ți-a dat și aia și după aia îți mai dă și asta, îți dă de 2 ori? Păi nu, criteriul la egalit, primul criteriu la egalit. Păi da, ție ți-a dat rotunjirea. Tu zici cu rotunjirea. Păi asta, tu ai primit rotunjirea, da, nu? Da. Ca să fii la 34 ai primit deja rotunjirea. Da. Și înseamnă, așa cred, nu? Sau cum zici? Deci 30 da. Și... Da, da, primi da, deja, da? Da, da, deci da, da, 8 puncte corect. Sau 5 puncte. Da. Deci ai pierdut 3 puncte, n-ai pierdut un punct jumate. Bun, nu? Vreau să ascultăm pe Rahmani. 4 cu ăla, 5 era 8. Merită Rahmani, ascultat, a jucat senzațional. The best, I know. We played the best teams of the league. Am jucat cea mai bună echipă din campionat. A fost un derby bun, au fost mulți suporteri. It's not less. Mai mult de 40.000. To say all of our fans, thank you so much for the. Vreau să mulțumesc suporterilor. All this celebration with us. I like them so much. Le mulțumesc pentru sărbătoare. We will gonna give our 100%. Vom da 100% în fiecare meci, asta le pot promite. You surprised FCSB. Cu ce ați surprins FCSB-ul? We play really good, we play 100% every team, we play for the ball 100% every time. La fiecare duel l-am jucat 100%, merităm. We miss a lot of chance. Merităm să câștigăm, am dominat meciul, am avut și alte ocazii. Sunt fericit pentru echipă, sunt fericit pentru mine să marchez de două ori să dau un assist. It was a very tough period obiectivul. For you. A fost o perioadă complicată pentru tine cu accidentarea. Cum te simți acum? How it looks. It's cum very se good vede? Now. Sunt foarte, e foarte bine. I'm very good with my physically and everything. Sunt fizic foarte bine. My leg is very good now. Piciorul meu este excelent. I just will push myself until the end of the season. Mă voi trage de mine până la sfârșitul sezonului. Care este secretul tău? Every time you have 13 goals right now. Ai 13 goluri în 14 meciuri, care este secretul tău? It's always my family and familia mea. I always speak with them. My father also, he was a football player in Kosovo. Vorbesc mereu cu tatăl meu, care a fost jucător în Kosovo și care a fost un fotbalist foarte bun. Sunt foarte norocos să am un asemenea tată. Also I train with my father a lot, but m-am antrenat foarte mult cu tatăl meu, dar iubesc foarte mult my ex-coaches and with Bergodi also. I learn a lot.
to how to go in the 16 meters, how to shoot, how to score, how to think, everything. So this is more easy for me because also I train a lot, a lot of times with my father. Gândesc cum să execut rapid totul joc întreg jocul mi-l gândesc, dar și mă antrenez foarte mult. To describe because it was one situation. It was very good situation for me, but it was I don't know how I tossed the ball. Just I wanted to score, you know, normally, but sometimes. Nu știu cum a fost. Am vrut să marchez normal, dar uneori nu poți să tragi cum vrei. It was goal, so this is good for me. And after this goal, it was incredible. Dar după acest gol, am avut sentiment fantastic. Am next week, am sărbătorit the playoff. Am sărbătorit extraordinar alături de suporteri. Rapidul se luptă pentru titlu, da? Da, suntem în formă bună. We have very very good team. We play very good football. Da, avem echipă bună, jucăm fotbal de calitate. We are fighting until the end. Vom lupta până la sfârșit. Krasniki a marcat. Ai marcat jucătorii din Kosovo sunt buni. He assist on my goal, I assist to his goal. El mi-a dat pasă la golul meu, eu i-am dat pasă la golul său. I spend a lot of times with Krasniki. Da, jucăm, petrecem mult timp împreună. In Kosovo, in Balkans. Am jucat de asemenea alături de el la Balcanie, normal să ne știm. Ok, thank you very much. Thank you. Bun, am auzit pe acest super jucător care în 14 meciuri are 13 goluri și deja amenință foarte serios. Apropo, dacă avem luptă la titlu, avem luptă și pentru titlu de goalgetter, pentru că pe primele două poziții sunt Olaru și Coman cu 14 goluri. Și parcă l-ai vedea pe Rahmani după meciul din seara asta favorit. Da, și Coman rămâne în continuare, pentru că probabil și FCSB-ul se bate, da, până în ultima etapă la campionat, trebuie să câștige meciuri, să mai dea goluri, îl văd pe Coman să dea goluri, probabil că între ei doi. Dar și Olaru cu 14 goluri și Olaru pare o amenințare pentru amândoi. De aici la FCSB, cine bate penaltiurile de acum acolo, probabil că ăla va ieși goalgetter. Dar dacă le bate Coman, are mai multe goluri decât Olaru la sfârșit. Chiar Coman era declarații. Tu nu ai reușit foarte multe și a apărut că nici echipa nu reușește foarte multe. Ce s-a întâmplat în această seară? Un meci pierdut. Am luat un gol din fază fixă. Am făcut la antrenament, am exersat fazele fixe. Din păcate a venit acel gol. În a doua repriză am căzut total. Au fost mai buni decât noi. Felicitări, le-am strâns mâna la final. Atât. Urmează meciurile din play-off, începe un alt campionat. Consider că, nu știu, încerca să extrageți ce e pozitiv din dușul ăsta rece venit acum, când este încă sunt da. 1,5 puncte. Da, nu, este binevenit acest duș, trebuia să vină, mai ales înaintea play-off-ului, este perfect, este o lecție pe care trebuie să o învățăm. Suntem la mâna noastră, avem un avantaj de care cred eu că trebuie să ne folosim și cred că suntem băieți inteligenți și putem să ținem acest avantaj până la final. Dar nu e greu de digerat un duș tocmai în derby, acolo unde sunt și orgoliile mari? Spunea mai devreme Darius Olaru de faptul că n-ați avut motivație, că n-ați intrat atât de montați. Am intrat motivați, era derby. Am intrat motivați, nu. Nu ne-a ieșit nimic. Au fost și niște goluri, cum ați văzut și voi. Ți-am spus, este binevenită această înfrângere înaintea play-off-ului, trebuie să ne trezim, a fost totul rost până acum, așa că trebuie să vină și ceva să simți și tu puțin că să revii cu picioarele pe pământ, pentru că cred eu că luasem viteză. Vorbind strict de tine, de jocul tău, ai încercat și pe o bandă și pe cealaltă, bănesc că au fost reacțiuni tactice și la Bădescu și la Brown, din păcate pentru tine, pentru voi nu ai reușit să spargi defensiva lor. Am vorbit înainte de meci să încep 7-8 minute bandă dreaptă și după să revin pe poziția mea. Da, Brown e un jucător bun, un jucător care te lasă, tatonează, se duce până nu închide banda mai mult. Noi avem jocul nostru pe care îl știm cu toții și din păcate nu a mers astăzi. Vor urma încă două partide cu Rapid în play-off. S-au adunat și
chiar nu e un obicei ăsta. De obicei FCSB era echipa care învingea multe meciuri consecutiv pe Rapid. Acum este invers. Bănuiesc că și asta vă animă în următoarele două partide. Nu ne gândim la asta, pentru că ți-am spus, avem un avantaj considerabil de care putem ține. Atâta tot. Dar este normal, trebuie să câștigăm fiecare meci, nu să bat Rapidul și gata. Trebuie să batem toate meciurile din play-off, pentru că sunt 6 echipe care merită să fie aici, care au muncit, au arătat, așa că va fi un play-off frumos și un play-off greu. E un meci care lasă urme și deja patronul a ieșit și va critica destul de dur în acest sens. Bun, păi este normal. Ce pot să spun? Ți-am spus, noi avem meciurile acestea și cred că sunt sigur că vom face un play-off, dacă nu mai bun, la fel ca play-off-ul de anul trecut. Urmează șef și până atunci aveți timp să răspundeți în teren, nu? Bănuiesc tuturor criticilor care vin și din partea. Răspundem la critici acum. Este normal, am pierdut meciul, se scrie, este normal să fim criticați. Asta este, când câștigăm, suntem cei mai buni, când pierdem, cei mai slabi. Este normal, nu s-a terminat lumea aici, nu se termină aici. Avem un avantaj, suntem echipa după primul loc. În seara asta, ok, este adevărat, am pierdut acest meci. N-am putut face mai mult, ne pare rău. Dar, cu siguranță, ți-am spus, suntem inteligenți să ținem avansul acesta până la final. Totuși un plus pentru absolut toată lumea în stadion, atmosfera a fost una chiar de derby adevărat. Da, a fost da, cum am spus-o și înainte de meci. Aceste meciuri se joacă pe stadioane mari pentru că lumea vine și ne bucurăm de acest lucru. O seară bună. Mult. Salut. Bun, am auzit pe Florinel Coman. Gigi Becali declară așa. Ei au fost o echipă de fotbal, noi n-am fost. Rușinoasă, nu dezamăgitoare înfrângerea, ei și-au dat viața pe teren, noi nu. Dacă Olaru, Coman, Tavi Popescu, zero, nu mai spun și Ștefan Târnovanu. Mă gândesc dacă mai intră în poartă Târnovanu. Primul gol și ăla la colțul scurt, mingea aia lui, aștept să iei gol. Nu că e neinspirat, e fricos, mingea era a lui. În fine, este o umilință, o bagiocură, nu umilință. Ce pot să simți dacă nu poți să alerg un singur jucător din 11? Prima repriză a fost a noastră, numai că a fost greșeala lui Târnovanu care a luat gol. Nu știu, a fost greșeala lui Târnovanu la primul gol? Eu nu cred. La centralul lui Papo? Nu. Nu cred. Hai să mai vedem. Dar nu știu. E de discutat. Hai să vedem golul de 1-0. Până îl pregătesc colegii, banul, deja îl avem. Trebuia să iasă? Putea să iasă acolo? Ăsta este momentul, da? Eu zic că n-avea cum să iasă. Păi tocmai asta face, el vrea să iasă, își dă seama că nu poate, bine, când te-ai retras deja nu mai poți să mai aperi nimica, dar nu poți pentru că mingea asta parcă se duce și plutește acolo și îl așteaptă pe Iacob să îl lovească, ceva de genul mai ăsta. Mai frumoasă centrarea decât da? Golul. E și centrarea, da, centrarea e excelentă. Eu cred că era în offside, dacă nu scoate Radunovic. Da, ne mai uităm și zici vedem. Că Radunovic nu ține linia bine. Așa cred. Bine, el e primul jucător, nu știu ce linie să țină, că el e primul. Da. Practic. El nu vede nimic în spatele lui. El nu vede nimic în spatele lui. Dar eu așa cred că ok. El... Bun, astea au fost părerile lui Gigi Becali. Uite aici. Nu cumva și cine al doilea? Ok, Ovidiu Popescu. E Lampard. Acolo se discută, da, dar clar se vede că Radunovic este cel mai apropiat de poartă. Dar vreau să te întreb, pentru că l-am auzit pe Coman, zice, domnule, nu că nu contează Rapidul, că nu contează. Sunt 4 victorii consecutive ale Rapidului. Crezi că discutăm de un complex, Ovidiu, al FCSB-ului, adică și 2 dintre ele la 4 goluri diferență? 5-1 ăla cu Mutu. Poate fi un complex și să nu uităm că se mai înteleze 2 ori în play-off. Păi tocmai, aici e, de asta întreb. Adică da, deja poate fi un complex. La fel cum a avut și Rapidul cu Craiova. Bun, scuze, Haralambus, ne întoarcem la complex. Este o înfrângere grea. Apologize to our fans. Îmi cer scuze suporterilor noștri. About the game today,
We started the game from one set piece. We received the goal. Am început meciul, am primit la o fază fixă gol, apoi am controlat. Finalul primei reprize. Am avut ocazii, puteam să egalăm, nu s-a întâmplat. Apoi revenim după pauză, marcăm un gol din offside. După golul 2, am cedat. We gave up and it's something that really we didn't want. Și asta nu trebuia să se întâmple. But I want to say one thing, that it was the last game of the season. Vreau să spun că a fost championship. Finalul acestui sezon regulat. Să nu uităm însă că acești jucători sunt pe primul loc. We know it. De foarte mult timp. See what we didn't do. E adevărat, correct, am pierdut rău, trebuie să vedem ce n-am avut corect, dar repet, nu trebuie să uităm ce au făcut jucătorii ăștia până acum. So, football is like this, sometimes fotbalul you este așa, bad days like today, ai uneori zile de asemenea zile. Well. The normal season has finished, sezonul regular s-a terminat și acum încep ultimele 10 partide. Începând cu Șepsi, sunt mândru de jucătorii mei. That I will start blaming them. Nu înseamnă că dacă au pierdut astăzi îi voi învinovăți. Nu e o problemă. Începem și dăm tot ce este, tot ce putem. That, give ups during the game, during a derby. It's something for sure. E greu de acceptat, sigur nu voiam. I tell you one more time, I'm not vă here tonight after the defeat to blame my players and you will never hear me blaming nu my players. Nu mă veți auzi învinovăți jucătorii. Sunt mândru de jucători, de fotbaliștii mei. They are more upset from everybody. Ei sunt mai supărați ca oricine. Eu am fost jucător și cel mai supărat eram eu când pierdeam. La fel colegii mei. Știm că nu e în regulă, dar suntem pe prima poziție și vom încerca să facem tot ce depinde de noi pentru a câștiga campionatul. E important să învățați din această lecție, da, pentru mine, în primul rând și pentru jucători. Finalul primei reprize a fost bun. Ăsta e motivul pentru care n-ați făcut schimbări la pauză. In the first half, we received the goal from the set piece. We had some chances. We controlled the game. Am primit gol din fază fixă, apoi am controlat jocul. The first half was like this. It was clear. Așa arăta prima repriză. E adevărat, după 4-0, sună într-un fel. Noi n-am reacționat după al doilea gol, noi am cedat după golul 0-2. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat. Trebuie să analizăm și să corectăm. Rapidul v-a bătut și v-a marcat multe goluri. Important e că am pierdut. Nu contează de câte ori pierdem. Nu așa trebuie văzute meciurile. Vom vedea o altă față a FCSB-ului în meciurile următoare. Vom încerca cu siguranță. Astăzi n-a fost un meci bun. I don't want to forget also to give congratulations to Rapid. Trebuie să felicit Rapidul. They won the game. Au câștigat. They showed more effort from us. Au arătat mai mult efort decât noi. Also to the referee that he showed personality. Arbitru a avut personalitate. Most of the times when the referees go to the VAR, they give them cele mai multe ori când se uită la VAR, la VAR decid ceea ce decide arbitrul de la VAR. Dar nu trebuie să felicităm și Rapidului și arbitrului. Lasă urme. What kind of marks you mean? I don't know. Maybe they are going to be disappointed and credeți că această dezamăgire poate să îi deregleze pe jucători? When you win games, you don't have to fly. And eu întotdeauna spun când câștigi nu trebuie să zbori. Nose up and also when you win games, when you lose games. Și nici când pierzi meciuri, nu trebuie să pară totul negru. Este un meci, poți să prinzi o zi proastă. We are always upset when we lose for sure. Suntem mereu supărați când pierdem. Dar nu poți să we have a good team and good players. Vopsești totul în negru. We agree that, but also Gigi Becali must agree. This kind of dar Gigi Becali are această atitudine. Mr. Gigi, he's many years in football and domnul I think Becali este de foarte mulți ani we în fotbal. Win all the games and știe și dânsul că nu putem games să câștigăm toate meciurile. He's clever enough and
he's many years in football and he understands very well the things. Yeah, înțelege foarte bine lucrurile. How is going to be this? 4 puncte avans, cum va fi lupta? It's I told you from when we were more points in front that from my point of view the championship will be played until the end. V-am spus, indiferent cum e, how we see and the only thing campion, that we continue to până see is game by game. Este meci cu meci, yes, trebuie să thank you very much. Bye. Bun. Sunt de discutat ambele tabele, da? De unde pornește rapid, FCSB-ul drumul de aici încolo, ce e de făcut, dar vorbim prea puțin de Rapid și de ce a arătat Rapidul, dar și de ce s-a întâmplat ultima oară după ce a bătut FCSB-ul. Și atunci mă întreb, riscă Rapidul să e Rapid un punctul ăla în care ar putea să pățească ce a pățit ultima oară? Când a bătut FCSB-ul, când a urmat 5 meciuri consecutive fără victorie? Sau ți se pare altă echipă în momentul de față? De obicei, în istoria Rapidului, când câștigai cu FCSB, cu CFR sau cu o echipă care se lupta pentru câștigarea titlului, te încurcai de una mică. Acum, având în vedere că urmează play-off-ul, dai cam de cele mai bune echipe din numai balauri. S-ar putea să se concentreze altfel, să se motiveze altfel Rapidul și să nu mai vedem problemele pe care le-am văzut în trecut. Culmea, adică e un avantaj că Rapidul urmează să joace împotriva tot unor echipe bune. Că asta apare de fiecare dată. Vreau să mergem să ascultăm și să-l ascultăm și pe Iacob. Da, mulțumim mult. Este o victorie uriașă pentru că știm cu toții ce ar fi însemnat un eventual eșec. Ne-am dăruit mult. Am încercat, am avut ocazii, am combinat foarte bine în atac, nu știu să vă zic, un jucător care a făcut un meci slab. De fapt, ce să vorbesc? Toată echipa, cred că, a jucat extraordinar. Vreau să remarc evoluția celor de la mijloc, pentru că au alergat extrem de mult și au închis spațiile extrem de bine. Și pe Robert Bădescu, care chiar povesteam cu el în mașină, acum 2-3 săptămâni juca la junior și acum are 48.000 de spectatori în tribună. Sunt foarte fericit pentru el și n-am decât de felicitări. Pe tine personal te motivează sigla, culorile, ce vezi în față, pentru că te-ai obișnuit să dai gol aproape meci de meci când joci cu FCSB. Da, într-adevăr, știm cu toții că este un derby și motivația este la maxim. Concentrarea mea este mult mai mare. Am avut și un pic de noroc pentru că, nu știu, consider că la faza aceea Ovidiu Popescu n-a făcut chiar un marcaj atât de bun la mine și cel din spatele meu n-a strâns. Dar, na, am avut o execuție bună, Papeu la fel a centrat foarte bine și sunt foarte, foarte bucuros. Ei simțiți slabi pe cei de la FCSB în derbiul acesta? Nu. Nu doar că am fost noi foarte, foarte bine pregătiți, ne-am dăruit... Ne-am dăruit ca niciodată și apare o problemă pentru că, până la urmă, asta e fața Rapidului și ar trebui să arătăm așa în fiecare meci. Păi, următoarele meciuri sunt în play-off și dacă ați arăta așa în fiecare meci din play-off, dacă facem o socoteală, ați putea fi chiar campion, nu? Dacă arătați meci de meci atât de bine. Da, într-adevăr, noi cu primele 6 clasate am arătat foarte bine, am avut meciuri bune, solide. Am luat puncte și meciul trecut la Craiova, toată lumea a văzut că meritam victoria. Ok, poate aveam acel penalti, nu se știe ce se întâmpla, dar cu siguranță era 90% gol. Noi încercăm să jucăm un fotbal bun, atâta timp cât vom face asta, vom câștiga. Săptămâna viitoare, primul meci din play-off, meci cu Farul, te pregătiți? Da, încercăm să fim. Nu vrem să se mai repete ce s-a întâmplat în iarnă când am bătut pe FCSB și, nu știu, 7 etape n-am mai câștigat. Să nu ne îmbătăm cu apă rece. Până la urmă, cum am spus-o și înainte de meciul acesta, ei sunt tot la mâna lor. Așteptăm greșeala și așteptăm cu siguranță meciurile directe. Dar până la meciul direct va trebui să facem noi meciuri foarte bune și să câștigăm. Despre atmosferă, bănuiesc că e inutil să te întreb orice jucător, fie că... Na, dacă și câștigi, cu atât mai bine, dar ce jucător e pe teren într-un astfel de meci cu astfel de atmosferă, bănuiesc că te simți fotbalist cu adevărat. Da, cu siguranță. Pentru astfel de meciuri te apuci de fotbal, pentru astfel de meciuri te pregătești. Chiar vorbeam mai devreme la Rapid TV, când ne-am strâns la mijlocul terenului, la sfârșitul meciului, am văzut doar eșarfe alb vișinii. A fost ceva incredibil. Mă uitam în jurul meu și nu venea să cred.
Ce v-a spus Săpunaru înainte, pentru că ați spus și tu, ați intrat foarte montați acolo pe teren? Mă crede sau nu? Așa a început discursul, n-am ce să vă zic. Pe psihologie inversă. Da, cu siguranță. Nu mai era nevoie de absolut nimic, niciun discurs. Se știa ce meci avem, nu e nevoie de absolut nimic, nici măcar de... Cred că dacă nu făceam niciun antrenament săptămâna asta, veneam la meci și era totul bine. Asta, colegul meu, Bogdan Pop, a făcut un interviu cu tine și mi-a șoptit să te întreb. Ai zis ieri că vei da gol. Mă rog, te-a întrebat dacă vei da gol. Ai zis că vei da gol, să fie 1-0, să câștigați. Ți-a pronosticul nu ți-a ieșit, 4-0, s-a terminat. Sper să mai greșesc așa. Mulțumesc. Seară bună. Bun, l-am auzit pe Iacob, simpatic. Marchează, adevăr, că a marcat și în tur, marchează și acum, da? Nu-i puțin lucru să marchezi ca rapidist în tur și retur în partidele astea. Și să iei și banii lui Dan Șucu, să ai și stadion plin, Pandi. Da, e excepțional. Și dacă e atât de bine, bănuiesc că la un moment dat, pentru că în prima etapă nu... Dacă o să joace acasă ambele echipe și de pe primul loc și de pe locul 2. Dar următoarele săptămâni, când ai prins-o pe FCSB în deplasare și tu ești acasă, să vii să joci tot aici pe Stadionul Național. Da, mi se pare o excelentă idee pentru că faci o grămadă de bani, nu? Nu asta este și unul dintre obiective? Facem o grămadă de bani. Le dăm și jucătorilor prime ca lumea, adică nu văd de ce ai mai juca pe Giulești când Stadionul Național este liber. De ce este mai duce acolo? Așa arată prima etapă, care va fi extrem de importantă. Extrem de importantă, pentru că FCSB vine căzută, da? Vine în cârje la meciul ăsta, Șepși e pe val, în timp ce da, Rapidul de asemenea e pe val și se poate chiar strânge clasamentul. Dar e de discutat după. Săpunaru. E cu dorință mai mare de victorie și cu răutate în tren. Atât tot. Vă așteptați să aveți o replică mai dură din partea lor? Sau nu, ați știut voi să-i blocați sau au fost ei mai slabi și nu le-a ieșit jocul în seara cred asta? Cred că i-am blocat foarte bine și ținând cont că este echipa după primul loc, ei produc fotbal la fiecare meci. Cred că am produs noi fotbal azi. Echipa mai bună a câștigat. Nu cred că se pune problema despre echipa care a fost mai bună în seara asta. Mă uitam la ei, a revenit capitanul după două etape de suspendare. Tu ai fost menajat, mă rog, ai lipsit etapa trecută la Craiova. E motivat mai bine decât a încercat Darius să-i motiveze pe cei de la FCSB. E vorba de un derby. În primul și în primul meciul ăsta le joci pentru suporteri. Și dacă e nevoie să motivezi echipa sau Darius să motiveze la FCSB. Aici e vorba de fiecare jucător cum își dorește să joace un meci și mai ales un derby. Păi am aflat că discursul tău a fost pe psihologie inversă. În vestiar le-ai zis că n-ai nimic să le spui. A fost primul derby în care ai rămas așa aflat? Fără discurs? Nu, am spus că n-am ce să le spun la un derby. La un derby se joacă, derby se joacă cu inima. Orice derby se joacă pentru suporteri, pentru culorile clubului, pentru tot ceea ce înseamnă familia Rapid în cazul nostru. 4 puncte în față au cei de la FCSB. Cum se anunță acest play-off pentru voi și cum te-ai simțit cu 44.000 de suflete în tribună și alții la televizor? Cred că ați văzut și dumneavoastră, ca să vă răspund partea a doua întrebării, ați văzut și dumneavoastră ce înseamnă Rapid. Au cântat tot meci, au fost alături de noi. Ce putem să le spunem? Iar noi cred că i-am trimis acasă fericiți. A crescut Rapidul, s-a făcut Rapidul mare, mă gândeam că acum 8 ani aproape că nu exista, era o moarte clinică, așa, și a revenit. Și acum leagă victorii consecutive cu FCSB. Știi foarte bine, în istorie se întâmpla mai degrabă invers. Nu, o să-mi istorie la o parte. E vorba de ceea ce își dorește Rapidul, ce își propune Rapidul. În 3 ani de zile ne batem la campionat, este, nu știu, cred că este unic să vii din Liga 5, să ajungi, după ce ai promovat în 3 ani de zile, să te bazi la campionat. Dar pentru tot ceea ce înseamnă Rapid și cum am spus mai devreme, cred că merită. Le mulțumim tuturor care sunt atât de Rapid și nu ne dorim decât la sfârșitul campionatului să ne bucurăm împreună de ce se va întâmpla. Îi simți capabil pe colegii tăi să vă bateți la campionat încă de anul acesta? 100%. 100%. Obiectivul nostru este locul 1-3, dar la ce echipă avem, ce lot avem, ce jucători, ce caracter avem în vestiar, cred că putem să ne batem la campionat ușor. Ce gol ți-a plăcut cel mai mult? Ultimul parcă a fost așa, desprins din... Toate patru. Da?
Ultimul a fost... nicio preferință. Sunt colegii mei. Îi iubesc la fel. 5-1 din 2010, știu că l-a fost un meci cu semnificație puternică pentru tine. A fost a doua zi după plecarea lui Sandu Neagu sau acest 4-0 de acum? Nu să vorbesc de rezultat. Atunci a fost ceva special pentru că Sandu Neagu, un idol al Giuleștiului, plecase dintre noi și acea victorie a fost dedicată lui. Această victorie este dedicată suporterilor, familiilor noastre și grupului, pentru că la urmă noi ne chinuim zi de zi, noi venim, ne antrenăm, suporte vin meci de meci, fac mii de kilometri pentru noi. Nu știu, cred că familia Rapid a înțeles că numai împreună putem să avem rezultate bune și asta sperăm să fie de acum încolo, până la sfârșitul campionatului. Mersi. Vă mulțumesc și o seară frumoasă. Da, îl așteptăm și pe Cristiano Bergodi. Am auzit declarația lui Săpunaru. M-aș întoarce la discuția legată de complex. Pentru că pare că acum, momentul în care se va intra în etapa a 5-a, tot pe stadionul ăsta se va intra, pe gazon. Eu cred că Rapidul intră cu un nivel de încredere mare față de FCSB. Păi, și da. cu prima șansă știind ceea ce s-a întâmplat. Și tu ca jucător stai să te gândești, ultimele trei meciuri pe terenul ăsta ne-au cam bătut. Și da, atunci ai oarecare complex sau oarecare teamă atunci când intri în teren. Te afectează. Încep să te întreb, cred că, domne, ce pot să fac să-i bat pe ăștia când sunt patru înfrângeri consecutive? Păi nu au 8 meciuri de când au revenit cu FCSB-ul și 6 victorii, 2 înfrângeri? Da. Deci cam au ceva, nu? Da, pe asta spun. Au victorii, ca lume. Da. Niciun meci nu s-a terminat la egalitate. Nu. Numai victorii, iar ultimele, nu știu, în momentul ăsta e pe echipa care nu mai are frică de FCSB, nu? Sub nicio formă. Iar deci a început CFR-ul să aibă frică. Probabil că da, dar Rapidul nu mai are nicio frică. Da, nu are. Nu are, de asta zic. Adică tu poți să-ți faci niște calcule, tu Rapid poți să-ți faci niște calcule, noi am șanse să câștigăm ambele meciuri din play-off. Da. Și FCSB cred că începe să se gândească la punctele astea cu Rapid, dacă pot să scot, adică și un egal cred că deja, și fără să se supere, cred că și un egal pentru FCSB începe să fie în regulă în meciurile astea cu Rapid. Dacă le dai să scrie pentru un egal în etapa a 5-a? Păi le convine două egaluri în cele două meciuri. Nu? Păi dacă au 5 puncte și cu două egaluri, adică normal că îți convine, dar nu o să-i convine Rapidului. Rapidul vrea 6 puncte, nu? În meciurile astea două acum. Da. Dacă a văzut că se poate. Sunteți de acord cu Coman care ce trebuia să vină, că e bine venit dușul ăsta rece, că asta trebuia să se întâmple, că prea eram cu nasul pe sus, etc.? Adică e necesară o înfrângere de asta? Eu cred că erau necesare 8 puncte să pui între tine și Rapid. Erau cele mai necesare. Mai bine făceai dușul cu apă caldă decât să vină ăsta cu apă rece. N-avea nimic, nu-ți trebuia deloc dușul ăsta. 8 puncte erau perfecte, după părerea mea. Dar la cum ai jucat, n-aveai cum să iei nimic. Da. Acum ce să zici după o înfrângere? Încerci să ieși tu, nu știu, părțile... Dacă au fost. Nu că n-au nicio parte bună. N-ai de unde să o iei. La meciul ăsta trebuie să-l uiți de tot. Că n-ai să ne luăm de început, de sfârșit, de la mijloc, de la nu știu ce. N-ai de ce să te iei. Trebuie să uiți tot meciul ăsta. Absolut. Dacă poți. Absolut. Iar Rapidul trebuie din meciul ăsta să extragă tot. Adică să extragă, dar în același timp să nu-l interiorizeze prea mult. Bergodi. În seara aceasta pentru Rapid? Da, noi pentru a bate FCSB ar trebui să facem un match aproape perfect. Spun așa că cred eu că l-am făcut. A fost o victorie extraordinară, de frumoasă, pentru că am și dat 4 goluri. Cred eu că nu gândeam așa de frumos pot să fie acest match, sincer, pentru că jucam cu prima în clasament și era greu. Dar am jucat un match aproape perfect. Cum credeți că ați oprit FCSB-ul încât să nu le iasă absolut nimic? Bă, în practică eu zic că din punctul de vedere tactic, cred eu că
am jucat foarte bine, am acoperit bine spațiile, zonele unde erau aceste două jucători, Coman și Olaru. Nu l-am lăsat niciodată singuri, aveau ei întotdeauna un dublaj sau o presiune la întâmpinare, nu cum se spune așa, la tatonare, și atunci nu s-au mișcat deloc și ei. Nu e că spune, e o echipă bună, foarte bună, a meritat și primul loc, dar merită și primul loc, dar aceste două jucători sunt mult pentru această echipă. Analizând jocul înainte, constatam că FCSB este foarte puternică la mijloc și Rapid are un atac foarte bun. Atacul Rapidului și-a făcut datoria, dar remarcăm după acest meci, tot mijlocașii Rapidului au făcut un meci realmente foarte bun, a blocat. Da, extraordinar au făcut așa și cu fundașii. Cioè, cred eu că nu se poate vorbi de un compartiment, un singur compartiment în acest meci. Au jucat echipa foarte, foarte bine și cine a intrat de pe banca, cred eu că s-a castigat meciul, pentru că a castigat meciul echipa întreagă, nu un compartiment. După normal că noi avem în față jucători foarte buni, ar trebui să gazim în ultima perioadă, adică ultime două luni, acest echilibru dintre faza ofensivă și faza defensivă să fie un pic mai compact, pentru că noi două luni, dacă vă duceți în minte, două luni în urmă, două luni jumate, eram cu contraatacuri, întotdeauna luam contraatacuri, adesso echipa se pare că e schimbată total, sincer, pentru că se vede de la meciul cu CFR că suferă mai puțin și când se pierde mingea și când jucăm noi mingea. Două victorii împotriva FCSB-ului, două victorii împotriva celor de la CFR în acest sezon regular. Ce înseamnă asta pentru Rapid? Câtă forță are Rapidul de fapt și cât mai poate să crească această echipă? Bine, înseamnă că echipa e bună, foarte bună, spre foarte bună și echipa că dacă sta cu piciorul pe pământ și să nu începem să facem, să ne entuziasmăm, pentru că știți cum e și la Rapid. Eu am fost de 3-a ora că sunt aici și foarte des când e liniște trebuie să se întâmplă ceva. Acum trebuie să stăm cu piciorul pe pământ și în continuare să ne gândim la îmbunătățime lucruri în antrenament și asta în continuare cred eu că este o echipă bună, bună, bună. Unde ați plasa această victorie în topul celor mai valoroase victorii pe care le-ați avut în Liga 1? Cred eu una dintre cele mai frumoase, spunem așa, CFR Craiova 2-3, când am depășit CFR în play-off 4 ani în urmă, în zona de pandemia, după că am revenit în play-off, după că a castigat CFR cu titlul pe masă, după meciul, se poate spune, CFR acum și acest meci. Poate asta, probabil, e cel mai frumos meci, zic eu, îl plasează pe primul loc. Revenind la Rapid, a treia oară când sunteți la Rapid, mandate total diferite, stări de spirit total diferite la Rapid. Rapidul, prima oară când ați venit într-un fel, Rapidul care a retrogradat. Da. Acum Rapid care aduce peste 40.000 sau în jur de 40.000 de oameni în tribune. Atmosfera extraordinară pentru această emulație acolo cu 40.000 de oameni rapidiști și am zis la ședința tehnică că 8 ani în urmă echipa era în Liga 5, în Liga 4 și cum a revenit și eram într-un moment că trebuie să dăm totul pentru că am venit această meci, a venit cu un meci pentru titlu, spunem așa, chiar dacă încă avem distanța, dar dacă ne gândim la Rapid, cum a spus una nostra, acolo 6 ani în urmă, eu am stat în 2015, înainte această retrogradare s-a desfințat, te gândești că acum au făcut lucruri extraordinare, asta e chestia de conducători, nu e că vreau să dau cu trafaletă la domnul Șugu, dar asta este, e o echipă schimbată foarte mult în bine și suporteri și toată lumea, acolo conducători și zic eu că suntem pe un drum bun, da? Stăm liniștiți. Are forță echipa asta să se bată la titlu? Beh, eu cred că o anul acesta sau anul viitor trebuie să castigăm un titlu, adică este o echipă care are forță pentru că, repet, dacă nu vom reuși noi, încercăm și în acest an, pentru că oricum în play-off acum, nu știu, mi se pare, la 4 puncte suntem, plecăm cu 4 puncte di differenza. Vedem.
Cine știe, dar eu vreau, îmi doresc să castig un titlu în cel puțin în aceste 2 ani că am contractul aici la Rapid. Și cred eu că suntem pe drumul cel mai bun. Cred eu că o victorie așa de frumoasă la scor cu echipa foarte importantă, cred eu că e frumoasă, ne dă încredere mult. O să mai riscați în acest play-off? Pentru că, apropo de risc, spunea și dumneavoastră că unele alegeri contează foarte mult de rezultatul final până la urmă. Îl vedem pe Bădescu, un puști care era la juniori în urmă cu câteva săptămâni, acum este titular. Da. În continuare faceți anumite alegeri așa în primul 11. În play-off o să mai riscați cu asemenea lucruri sau o să încercați să nu mai faceți multe schimbări? Nu, mai eu nu risc, pentru că nu risc când bagă un jucător, pentru că sunt sigur, măcar că poate face o treabă bună, atunci acum sunt 3 meciuri foarte bune, poate că va avea fluctuații, dar vom vedea, pentru că nu se știe niciodată cu un copil, cu un tinere, ce poate face, pentru că e într-un proces de creștere, el și a arătat bine, dar avem și, repet, acolo un under, că nu e că a fost pedepsit, pentru că și Albo și vor avea șanse lor, și Andrei Borza poate să revine în primul 11, pentru că nu e că am nevoie de toți, am 10 meciuri foarte importante și atunci eu schimb fiecare meci pentru ceea ce gândesc ca strategia, încercând să, e normale, să țin o echipă foarte competitivă, dar mi gândesc foarte mult și când lucrurile nu merg. Astăzi au mers bine, al doilea repriză, jucătorii care au intrat bine, dar asta e strategia. Vă gândiți deja la meciul cu Farul? Bine, da, pentru că am aflat că se joacă, se pare, vineri și peste 4-5 zile se joacă și atunci avem de a recupera și să fim mai prospete, pentru că e un match dificil și începe play-out unde trebuie să fim protagoniști, dar stăm cu piciorul pe pământ. Mulțumesc! Bun, am ascultat pe Cristiano Bergodi. Vreau să punctez înainte de a termina emisiunea și vreau să vedem neapărat faza cu Hațegan ducându-se la VAR. Pentru că face ceva ce nu s-a mai făcut în ultima vreme. Adică în ultima vreme, indiferent cât de stupidă părea intervenția VAR-ului, nu conta, arbitrul de centru mergea pe mâna lui. Eu acum nu știu, o să se discute pe marginea fazei astea, da? Că se poate da, nu se poate da, dar Hațegan nu a mers în orb pe mâna lui Colțescu. Ceea ce mai arată personalitate. Mulțumesc, Pandi, mulțumesc. Ovidiu, mulțumesc, prieteni, rămâneți cu noi, vă urez o noapte liniștită, avem un play-off încins.